Luna mai, ziua a 26-a. Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70. Sfântul Apostol Carp a fost unul din cei 70 de apostoli, următor și slujitor al Sfântului Apostol Pavel, fiindcă ducea scrisorile lui la cei ce le trimitea și nevoindu-se împreună cu dânsul multă vreme în propovăduirea cuvântului lui Hristos, a suferit multe ispite. Apoi a fost pus de dânsul episcop în Veria Traciei. El s-a mai ostenit cu propovăduirea cuvântului și în Crit, unde a primit în casa sa pe Sfântul Dionisie Areopagitul și a văzut în vedenie pe Domnul arătându-i se lui, pe când se ruga, ca să pedepsească pe cei doi păcătoși. Și l-a auzit pe acela zicându-i: „Mai bate-mă pe mine, căci sunt gata să mă răstignesc iarăși pentru mântuirea omenească.” Sfântul Dionisie mai mărturisește de Sfântul Carp și aceasta, că nu începea să vârși preacuratele și de viață făcătoarele taine până ce nu vedea arătându-i se lui din cer vreo vedenie dumnezeiască. Și fiind arhiereu în Veria, pe mulți elenii a întors de la închinarea de idoli la Hristos Dumnezeu și pe iudei mustrându-i, i-a învățat să creadă că Hristos cel răstignit de dânsii este Dumnezeu adevărat și făcătorul tuturor. După aceea, a fost ucis cu sălbăticie și cu nemilostivire de ceilalți iudei, ce nu crezuseră, dându-și sfântul său suflet în mâinile Domnului. Iar cinstitele lui moaște s-au pus în aceeași cetate de bărbați credincioși și temători de Dumnezeu. Și multe tămăduiri se dau acolo bolnavilor, într-o slavă lui Hristos, Dumnezeul nostru. Notă. Despre vedenia Sfântului Carp, unde se amintește de cei doi păcătoși, caută povestirea Sfântului Dionisie Areopagitul de la 3 octombrie și acolo poți să o citești. Tot într-o această zi, Sfântul Mucenic Gheorghe cel Nou, care a pătimit în Streța. Fericitul Gheorghe a fost fiul unui bărbat drept credincios cu numele Ioan, un boier de frunte al cetății Streța, iar pe maica sa o chema Maria. Lor li s-a dăruit acest copil după multe rugăciuni ce le-au înălțat către Dumnezeu, pentru că ei îmbătrâniseră fără de fii, ca și Avram și Sara, și s-au rugat neîncetat lui Dumnezeu, preacuratei maicii lui și Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe cel din Capadocia, și mergând în toate zilele în biserica acestuia și făcând multe milostenii la săraci, au cerut să se dezlege nerodirea lor. Și n-a defăimat Domnul rugăciunile lor, ci le-a dat lor la bătrânețe rod de parte bărbătească, pe care, aducându-l cu bucurie în biserica Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, l-au botezat în numele Preasfintei Treimi, punându-i numele de Gheorghe din Sfântul Botez. Și crescând pruncul în bună învățătură, în frica lui Dumnezeu și în deprinderea cărții, a învățat de grabă dumnezeiasca scriptură și a întrecut cu înțelegerea pe cei de o vârstă cu el. Și ajungând în vârsta cea desăvârșită, s-a asemănat cu frumusețea și cu curăția lui Iosif cel de demult, fiul lui Iacov. Și stăpânind turcii țara bulgărească, pe când fericitul Gheorghe avea 25 de ani de la nașterea sa, au început la măgi spre păgânătatea lor zicându-i: „Gheorghe, lasă credința creștinească și te apropie de credința noastră. Ascultă pe Mahomed, trimisul lui Dumnezeu, și primește legea noastră.” Deci au început a pune pe cinstitul cap al Sfântului cea maua pe care păgânii o purtau pe capete când intrau în geamie. Iar Sfântul a răspuns împotriva lor zicând: „Nu ni se cade nouă, creștinilor, să luăm parte la obiceiurile voastre păgânești și să purtăm cea male pe capetele noastre. Nouă nu ni se cade să ne despărțim de Hristos, Dumnezeul cel adevărat, făcătorul cerului și al pământului, și să lepădăm Sfântul Botez. Cui să cred eu? Lui Mahomed, care nu este trimis nici de Dumnezeu, nici de prorocii lui, nici de apostoli, ci s-a arătat general sârguincios al cetei satanei, având steagurile diavolului? Deci nici voi singuri nu știți cui credeți, rătăcind astfel din calea cea adevărată.” Astfel, certându-i pe ei Sfântul Gheorghe, a început a mărturisi cu mare glas pe Hristos, adevăratul Dumnezeu, ziditorul celor de sus și celor de jos, al tuturor făpturilor celor văzute și nevăzute. Și scuipându-i în față și numindu-i fără de Dumnezeu, a aruncat cel mau la pământ, călcând-o cu picioarele. Apoi a zis către sineși: „O, Gheorghe, pentru ce stai? Hristos te cheamă pe tine.” Deci păgânii, umplându-se de mânie din această pricină, au prins pe sfânt și l-au adus cu o cară mare înaintea egemonului lor și au început a cleveti asupra lui zicând: „Acesta batjocorește și ocărăște credința și legea noastră.” Iar egemonul s-a mirat de mărimea statului și de frumusețea lui și a început cu momeli a grăi către sfântul: „Dacă te vei lepăda de Iisus Hristos,
pe care voi îl numiți Fiul lui Dumnezeu și te vei supune poruncii stăpânitorului Selim, căruia îi se supun multe împărății și vei face voia lui, apoi vei lua de la împărat daruri și cinstirii. Și astfel vei fi mai mare peste voievozii din această mare cetate, Sreța. Dar mucenicul lui Hristos din nou a mărturisit pe Domnul său înaintea poporului, iar credința turcilor a defăimat-o și a scuipat-o. Atunci tiranul, aprinzându-se de mânie, a poruncit să-l dezbrace și să-l bată fără milă cu toiege. Deci Sfântul Pătimitor a fost muncit cumplit, încât și carnea lui se înălța în văzduh cu toiegele, iar sângele îi curgea ca pâraile din răni. Însă Sfântul n-a voit cu niciun chip să se supună poruncii împăratului lor. După aceea, Igemonul a poruncit să-l taie adânc cu cuțitele peste tot trupul, de la cap până la picioare, și să-i bage făclii aprinse în răni. Și s-a aprins foc de lumânări, încât nu se vedea trupul mucenicului din văpaie și a început a se topi trupul lui ca ceară de foc. Iar pătimitorul răbda cu vitejie toate acestea, chemând și mărturisind numele lui Iisus Hristos. După aceea, tiranul a poruncit ca să-l poarte pe mucenic prin cetate, lovind în timpane și să-l bată peste față bagiocorindu-l și zicându-i: nu huli pe Mahomed, trimisul lui Dumnezeu, și nu ocărâ poruncile lui cele pentru credința turcilor. Iar Sfântul se ruga lui Hristos Dumnezeu și învăța pe turci să creadă în Iisus Hristos. După aceea, păgânii au aprins un foc mare în mijlocul cetății, vrând să ardă pe Sfânt. Și au dus pe Gheorghe, mucenicul lui Hristos, la locul hotărât spre ardere. Dar el, fiind slăbit de răni, a căzut la pământ fără glas și, mișcând numai buzele, chema pe Dumnezeu în ajutor. Iar turcii, luând pe pătimitorul lui Hristos fiind încă viu, l-au aruncat în foc. Și astfel și-a sfârșit Sfântul nevoința pătimirii pentru Hristos. După aceea, păgânii au aruncat în foc o mulțime de câini peste trupul Sfântului, ca să nu fie cunoscute de creștini moaștele lui. Dar Dumnezeu a preamărit pe plăcutul său, pentru că deodată a căzut o ploaie mare, cu fulgere și cu tunete înfricoșate, încât a stins focul cu desăvârșire, nemai rămânând nici miros de fum. Atunci turcii, înfricoșându-se foarte mult de acea mare minune, au fugit, iar ploaia cea mare cu fulgere și cu tunete a ținut până seara. Și sosind noaptea, în locul unde a fost ars trupul mucenicului, s-a arătat o lumină mare deasupra moaștelor lui, strălucind peste tot locul acela. Atunci, protopopul bisericii celei sobornicești a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe Capadocianul, ducându-se cu creștinii la judecători, le-a umplut mâinile de arginți și le-a cerut să le dea voie a lua moaștele mucenicului, ca să le dea obișnuite îngropări. Iar judecătorii, neoprind ca să fie după cererea lui, protopopul s-a dus la mitropolitul Ieremia și a spus tot ce s-a întâmplat cu Sfântul Mucenic. Iar mitropolitul a mers cu mare sârguință și cu credință la moaștele Sfântului, cu tot Sfințitul Sobor și cu tot poporul iubitor de Hristos, cântând psalmi și cântări, având lumânări și dămâie. Deci, răscolind cenușa deasupra locului unde se arătase lumina, au găsit cinstitele moaște ale Sfântului Mucenic Gheorghe cel Nou, nevătămate de foc, iar oasele câinilor toate se prefăcuseră în praf și cenușă. Iar pe unde a fost purtat mucenicul prin cetate și pe unde s-a vărsat sângele său pe pământ, acolo noaptea se arăta lumină ca niște lumânări arzând. Și aceea se vedea de toți credincioșii. Deci mitropolitul, luând moaștele Sfântului, le-a pus cu cinste în raclă și le-a dus în biserica Sfântului Mare Mucenic Gheorghe cel din Capadocia. Acolo se află și până acum moaștele acestui nou Sfânt Mucenic Gheorghe și cu darul lui Hristos dăruiesc multe tămăduiri celor ce vin la ele cu credință. Sfântul și biruitorul noul răbdător de chinuri Gheorghe, precum s-a zis, a fost muncit în aceeași cetate bulgărească, Sreța, unde a și fost crescut de părinții săi. El și-a sfârșit nevoința pătimirii sale în anul de la facerea lumii 7022, iar de la întruparea lui Dumnezeu cuvântul în anul 1514, în 26 de zile ale lunii mai, stăpânind peste toți Domnul nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine slavă în veci, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Amin. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.